În ultima perioadă, autoritățile publice locale și județene se implică din ce în ce mai mult în domeniul prevenirii infracționalității juvenile. În acest sens, la Deva a fost organizat simpozionul județean Investim în prezent pentru un viitor în siguranță, organizat de instituția prefectului județul Hunedoara, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara. Am discutat despre infracționalitate juvenilă, un fenomen care totuși trebuie pus puțin în lumina reflectoarelor și trebuie discutat despre el. Mă bucur că demersul pornit de către instituția prefectului în organizarea acestui simpozion a avut o audiență, aș spune, pozitivă. Am reliefat niște concluzii. Cred că dialogul și comunicarea intensă cu atât cu asociațiile de părinți, cât și cu formele de organizare a tinerilor, respectiv a elevilor, cred că aceasta este calea principală de urmat. La dezbateri, alături de elevi și părinți, au fost prezenți și oamenii legii, care au abordat subiecte de strict actualitate privind infracționalitatea juvenilă. Vorbim acum despre prevenirea pornografiei infantile, a infracționalității informatice, a infracțiunilor la viața sexuală, a consumului de droguri, a traficului de persoane, problematici care poate că în urmă cu câțiva ani nu erau pe agenda noastră, dar societatea actuală ne face ca permanent să ne actualizăm atât metodele cât și prioritățile și bineînțeles că siguranța elevilor, adolescenților, a tinerilor în general este pe agenda Poliției Române și implicit a Poliției Județului Hunedoara. În urma acestui simpozion au fost trase și unele concluzii referitoare la factorii de decizie din învățământ, prin care s-a reiterat ideea că este mai ușor să previi un fenomen nociv decât să-l combați. Am desprins și câteva concluzii, pentru că, așa cum a prezentat și reprezentantul părinților, lipsa de comunicare, fie că este vorba între copii și părinți, între părinți și cadre didactice, între alți factori sau alte părți implicate în acest proces de educație, poate conduce la asemenea fenomene de violență școlară sau de delincvență juvenilă. Știm că este mult mai bine și mult mai corect să prevenim decât să combatem. Evenimentul de la Deva se înscrie în obiectivele programului Cadru de prevenire a delincvenței juvenile și a victimizării minorilor. Prioritatea Poliției Române pentru anul 2019 și un domeniu de interes al Ministerului Afacerilor Interne. Simpozionul Investim în prezent pentru un viitor în siguranță a susținut inițiativele grupului de lucru privind prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, constituit prin ordin al prefectului județului Hunedoara.